Cerere mare de pașapoarte în județ. Situația din Ucraina și numărul mare de refugiați care au sosit în România i-au speriat pe oameni. Mulți dintre ei au decis să fie precauți și să-și facă pașapoarte de teamă că războiul s-ar putea extinde. În ultima perioadă, numărul cererilor de eliberare a documentelor de călătorie a crescut foarte mult. Așa că autoritățile au decis să prelungească programul de lucru al angajaților, astfel încât toți cei care vor să-și renoiască sau să-și facă pașapoarte să beneficieze de servicii de calitate, iar cozile să fie evitate. Cei care doresc să-și întocmească documentele de călătorie o pot face de luni până vineri de la ora 8 la ora 20. Cererile pentru eliberarea pașaportului se preiau în baza programării online pe site-ul epașapoarte.ro. Modalitățile de plată sunt online pe ghișeul.ro sau în numerar la agențiile CEC Bank.